Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Mă bucur să fiu în casa Domnului și totodată mă bucur că pot să mă închin înaintea Domnului cu bucurie. Printre altele vreau să aduc salutul bisericii din Cremona, din Milano, unde am slujit în 3 zile. Și vreau să vă spun că Domnul a lucrat și a botezat cu Duhul Sfânt 9 suflete. M-am bucurat foarte mult de această lucrare, printre care și punerea în slujba 2 slujitori. Este minunat când Domnul se prezintă și își întinde mâna și binecuvintează. Oricare pământ ar fi, cât ar fi pământul de secetos, de uscat, când Domnul poruncește ea ființă, lăudați să fie Domnul Dumnezeu. În perioada aceasta, toată lumea vorbește despre, dacă îmi permiteți, omul Iisus. De ce spun omul Iisus? Pentru că într-o împrejurare, Domnul Iisus trecea prin cetate și unul dintre cei care se afla pe patul suferinței a strigat: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Am vrea ca Domnul să aibă milă de noi toți în ziua aceasta. Și toți acei care au venit înaintea Domnului cu diferite probleme, să primim grațiere din mâna Lui. Amin. Probabil te-ai rugat și încă n-ai primit răspuns sau grațiere sufletului tău. Dar vreau să spun că în seara aceasta, Iisus Hristos Domnul este aici. Și poți să te rogi și să-i spui: Doamne, vorbește! Poate pentru mine ai ceva. Poate pentru mine ai un cuvânt care eu nu l-am înțeles. Și zic ca Domnul să ne lumineze. Oamenii vorbesc despre omul Iisus, despre Domnul Iisus Hristos și mărturisesc și spun că a fost un om al durerii. A fost bătut, a fost bașocorit pentru ca noi toți să avem salvarea prin El. Și apoi uită de acest eveniment. A vrea ca noi să uităm. Întotdeauna privirea noastră să fie la El. Și să nu uităm că datorită îndurării Lui suntem în viață. Datorită îndurării Domnului Iisus Hristos suntem în picioare. Să vii să fie Domnul Iisus Hristos. Începe profetul Isaia cu un verset care poate pentru vremea aceea și zic și pentru vremea noastră ar fi putut să-și prinde rădăcini tot mai mult în viața noastră. Și au zis, spune aici, cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Și prima parte a versetului spune, cine a crezut în ce ni se vestise? Probabil oamenii din vremea lui, din vremea lui Isaia, au zis aia, au fost de treaba ta. Poate până la timpul acesta, toate lucrurile care le vestiți s-au împlinit. Dar, ceea ce ne spui tu, această profeție, cum? Cum s-ar putea împlini? O vom vedea? De multe ori se întâmplă să ne vorbească Domnul. Și să ne vorbească lucruri tainice, care să răspundă poate peste vremi. Poate pentru copiii copiilor noștri sau pentru copiii noștri. Și nu înțelegem ceea ce Domnul ne vorbește. Dar vreau să vă spun că cuvântul pe care Domnul l-a rostit prin profetul Isaia a fost pentru noi. Să se împlinească pentru răscumpărarea noastră. Să vii să fie Domnul Iisus Hristos. Necredința din ce în ce mai mult năpădește omenirea. Dar Domnul să ne îmbrace cu un duc de credință. Și să credem că El ce-a promis va împlini. Să nu stăm la răsfârși de drum. Și să spunem, Doamne, știu că Tu ai vorbit. Mi-aduc aminte de o familie care Domnul îi vorbea într-un mod repetat despre o biruință pe care o așteptau. Și totuși mergea cu aceleași probleme pământești să fie rezolvate și când ajungea acolo nu se dădea nicio rezolvare. Când se întorcea spre casă, cineva ieși în întâmpinarea lui, nu, ai rezolvat? Și a zis, nu. Păi da, Domnul s-a vorbit că se rezolvă.
Durul de necredință a venit. Dar fratele și sora a spus, chiar dacă acum nu s-a împlinit, totuși, Domnul a vorbit. Și când El hotărăște, se dă rezolvarea. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos! Timpul și împlinirea cuvântului Dumnezeu nu alege noi. Dumnezeu îl hotărăște. Pentru că El este stăpân să aleagă. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos! Vreau ca viața noastră să lăsăm pe El să decidă. Să aleagă timpul și vremea împlinirii cuvântului Său, care este adevăr absolut. Nu este nici o umbră de schimbare cuvântului Dumnezeu. El ce ne promite împlinește. Știți când se schimbă Dumnezeu? Atunci când în planul Lui și-a făcut să mă treacă prin cuptor. Dar dacă eu mă căiesc și mă pocăiesc și cer Domnului îndurare, iar atunci schimbă direcția. Și-și lasă binecuvântarea Lui peste noi. Că planurile Lui sunt bune. Slăviți să fie Domnul Iisus. Ar vrea să trăim prin cuvântul Domnului Iisus și zic al Domnul să ne ajute să înțelegem. Spune cuvântul Domnului versetul 2. El a crescut înaintea Lui ca o drastă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirea. Și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Dacă îmi permiteți, vreau să vă spun, Isaia arată imaginea Domnului Iisus Hristos. Înfățișarea Lui, purtarea Lui, cum era Domnul înaintea oamenilor, văzut de către oameni. De multe ori, dacă ne întâlnim o persoană care nu ne place fizionomia, poate disprețui. O, e slab. Nu gândește bine sau nu se poartă bine. E foarte slab. Auzeam la muncă, de multe ori, la locul meu de muncă, colegii care vorbeau despre un alt, o, e slab. Nu are nicio valoare. Nu-l puneți, că nu poate să facă. Dar se dovedea, în anumite circunstanțe, că omul acela i-a pus pentru acea lucrare. Putea să facă lucrul acela. De multe ori, noi dăm la o parte ceea ce Dumnezeu prețuiește. De multe ori, priviți pe lucrurile care le vedem, noi dăm la fățișare. Pățim ce-o pățit, Samuel. Când s-a dus în casa lui Ișai, el s-a uitat la ce-a fost. Mai frumos, la ce-i zbitor. Și au zis, lasă-o fi, basta. E bine să fie Duhul Sfânt peste noi. Amin. Amin. Atunci când Duhul Sfânt ne călăuzește, ne direcționează spre lucrurile bune, lăuda să fie Domnul Iisus. Și Duhul Sfânt îi vorbește în Samuel și spune, nu cinstește ochiul. Și prin gradele ce alege Duhul meu, ce am ales eu ca Dumnezeu. Dacă ne uităm la David, un copil. Ce-ar putea să facă un copil? Pune un copil să facă ceva. Mă uit la ei și de multe ori mă uit și fac unele lucruri care mă iubesc. Și nu mă aștept să le facă. Într-una din zile ne-am în casă, vorbeam cu soția, ca fiecare familie, discutăm anumite probleme. Și David, care are numai 4 ani jumate, o veni și zice, auzi, noi dorim un lucru, tati, toți trebuie să ne rugăm. Prin dragile ne îndemna la rugăciune pentru lucrul care îl doream. Ne uimește. Dar n-am pus preț. Nu i-am zis, n-am văzut ceva deosebit. Știam, ca fiecare părinte. Copilul meu cel mai deosebit. Dar vreau să vă vorbesc, să spun că Domnul Iisus Hristos, El nu a căutat să atragă privirea nimănui. El n-a căutat să dea să fie o importanță într-un centru atenției. Și a căutat să facă tot ceea ce Tatăl le-a poruncit. Doamne ajută-ne și vreau. O venit în rugăciune la Domnul Iisus. Era un om iscusit, știa să vorbească. Știa să-și aleagă cuvintele. Știa să se prezinte. Și vine și spune, Bunule Învățător, ce trebuie să fac? Să primesc viață veșnică. Și Domnul îi spune la întrebare, nu-i răspunde direct la întrebare. De ce mă numești? Bun este unul singur. Dumnezeu. Mai vin frate și spun, ouă frate, așa cum ai predicat, dar cum a fost cântarea, dar cum a fost descoperirea, extraordinar. Dar de ce îi spui lucrul acesta? Că toate le-a făcut Dumnezeu.
Prin el avem ființa și mișcarea. Prin el avem cuvântul. Prin el avem ungerea la cântare. Prin el avem descoperirea. Lăudat să fie Domnul. Și toate aceștia se datorează bunătății lui Dumnezeu. Pentru că în bunătatea lui și în dragostea lui de Tată a decis ceva. L-a trimis pe Fiul Său ca să avem viață veșnică prin ea. Slăviți să fie Domnul Iisus. Spune cuvântul Domnului, n-avea nici frumusețe, nici strălucire, ca să ne atragă privirile și împărțișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Dar Domnul a fost într-o familie și în casa acolo, când am intrat, vă spun sincer, am pățit și această rău cu platul, am căzut și în această extremă. M-am uitat la fața omului. Ce m-a zis la omul ăsta în casă? Mă uitam la fizionomia lui. Dar vreau să vă spun, în el era Duhul lui Dumnezeu. Și când a deschis gura, s-a văzut Duhul lui Dumnezeu peste el. Când a deschis gura, s-a văzut că e Domnul în viața lui. Pentru că acolo unde locuiește Dumnezeu, acolo unde Domnul decide să locuiască, este bucurie, este viață, este pace, slăviți să fie Domnul Iisus. Domnul Iisus, dacă vreți să spun, a fost omul durerii. El, zice cuvântul Domnului, în versetul 3, pe lângă faptul că era disprețuit, ceea ce nouă nu ne place. Dacă te disprețuiește cineva, atât de rău scade, atât de rău cade. Cum se poate? Mă disprețuiește. Nu mă bagă în seamă. Uite, nu pune preț pe mine. Îl sun într-o zi pe socrul meu și zic, tată, cum a fost la adunare? Cum v-ați bucurat? Oh, a fost frumos. Da, se punea prea mai bine. Mi-a zis, tată, caută să înțelegi bine. Când Domnul te cheamă la slujbă, fă slujba pe care Domnul te-a chemat să o faci. Nu fi nemulțumit. Nu trebuie să fii băgat tot timpul, să fii pus în centru atenției. Iisus să fie în centru atenției. Și a zis, socrul meu, a zis așa, Viorel, să știi că lucrul ăsta m-a trezit. Pentru că tot așa mergeam. Că nu doream să predic, doream să cânt, să fac ceva, să fiu util lucrării lui Dumnezeu. Și prin asta, astăzi am înțeles că în centru atenției trebuie să fie Iisus. Amin. Nu noi. Iisus Hristos Domnul, lăudați să fie Domnul Iisus Hristos. Era disprețuit. Ceea ce se întâmplă în viața noastră, celor ce vor să-L urmeze pe Iisus. Previți mei frați, când vrei ca lumea să fie cu tine, oamenii să te prețuiască, Iisus se va depărta. Pentru că te vor prețui oamenii și vor căuta să te laude ei. Când umbli cu Iisus Hristos și vei spune tot ceea ce este adevăr, atunci oamenii se vor depărta de tine. Vă spun lucrul acesta, ca fiecare dintre noi am cunoscut, atunci când m-am întors la Domnul Iisus, înainte de asta am avut foarte mulți prieteni. Până nu m-am întors la Dumnezeu, aveam și eu așa o afacere, puteam să zic. Am avut secția de suc, mașini de pufuleți, prese de sărățele, am avut și un bar și toți acolo. Știți, când ai bani, toată lumea vine la tine. Dar când am menționat și am spus că îl urmez pe Iisus toată viața și am căutat să-mi schimb viața cu Iisus și caut să-mi o schimb în fiecare zi, Domnul să ne ajute pe tot lucrul acesta. Prietenii m-au părăsit. Până și cei care credeam că sunt cu noi și sunt de-ai noștri, când mă vedeau pe drumul, niște tineri fugeau de mine. Nu merg cu boșca asta ne-a la rugăciune. Păi cum mă? Eu așa am învățat că la pocăinți trebuie să te rogi, să stai înaintea Domnului. Și m-am dus așa supărat. Asta mi-e, de ce nu mă prețuiesc? De ce nu mă bag în seamă? Și Duhul Sfânt a spus un lucru. Eu sunt Domnul. Care sunt și prietenul tău. Și sunt stăpânul tău. Sunt izbăvitorul tău. E minunat când îl ai pe Iisus în viața ta. Dar lângă Domnul Iisus n-a fost nimeni. Toți m-au părăsit, spunea Domnul. Toți. Pavel se plângea, toți l-au părăsit. Preoții mei, de multe ori căutăm să ne lipim de cei care sunt într-o poziție socială.
poate în postură bună. Dar vreau să vă spun astăzi să ne aripim inima de cel care a fost disprețuit și va jocori pentru noi. Care a părăsit slava cerească și a luat asupra lui ocara, disprețul, durerea, suferințele și tot ceea ce a apăsat asupra noastră. Zic al Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute și să înțelegem dacă Domnul a fost disprețuit, dacă Domnul a fost părăsit de oameni, dacă Domnul a fost un om al durerii și obișnuit, atenție, obișnuit cu suferința. Exact cum te obișnuiești să mănânci mâncare fiecare zi, să s-a tot propostat, așa era Domnul obișnuit cu suferința. Pentru el era ceva normal să fie suferință. Și noi vom fi la fel. Câte vreme vom căuta să slujim și noi vom fi la fel. Prin spitale, vorbiți de rău, disprețuiți, loviți dacă vreți. Pentru că asta e cuvântul Domnului. Iisus Hristos, toate acestea a suferit pentru noi. Dar și noi să suferim pentru El. Ca să fim plăcuți Lui. Printre altele, să ne îndeplinim bine slujba la care Domnul ne-a chemat. Ajută-ne. Să fim oameni în rugăciuni. Să prețuim cuvântul Domnului. Și în viața noastră îl va aduce rod. Lăudați să fie Domnul Iisus Hristos. Și auziți un alt lucru. Zice cuvântul Domnului. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Cum puteai să-L privești? De multe ori poate vine un cerșător, vine un om care n-are ce să mânce. Și când te uiți la El, îți întorci fața. Cum se poate un om așa de? Vreau să vă spun, nu se știe pe cine trimite Domnul la tine și la mine. Și prin El să te viziteze Domnul Iisus. Doamne, ajută-ne să fim aleți la acesta. Totuși, suferințele noastre le-au dat. Chiar dacă a fost bătut și v-a jocorit. Și spune acolo un lucru de minunat. Prin rănile Lui, suntem tămăduiți. Suntem salvați. Suntem iertați. Și zic ca Domnul să ne ajute să respectăm principiile Lui Dumnezeu. Să respectăm cerințele Lui Dumnezeu. Și să ne dăm slavă Domnului că ne-a făcut parte de o chemare atât de frumoasă. Și aceasta este să ne numim copii al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Și nu numai să vorbim ca oamenii care încă nu-L cunosc. La vremea potrivită, Domnul ne va ieși înainte. Și să trăim pentru Hristos. Și oamenii să vadă noi Evanghelia, epistola aceea care trebuie să fie citită de toți oamenii. Amin.